Bună dimineața la cafeluță. Am vrut să spun la asta. La cafeluță? Tu, că tu ai băut cafeluță în dimineața asta. Eu n-am băut cafeluță în dimineața Noroc asta. Cu diminețile de weekend de aici, de la Metropola TV, pentru că dacă aș fi fost acasă, aș fi dormit până târziu și aș fi ezitat să mai beau cafea ca să pot să ador. Dar merge o cafeluță și la o oră mai târzie. Nu trebuie știu, să merge, nu știu. Depinde ce fel de cafea. Și pentru că în această dimineață avem alături de noi un specialist în cafea, Bogdan Andrei. Merită să-l întrebăm chiar pe el. Bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața. Îți mulțumim tare mult că ești alături de noi și uite ce setup frumos ai pregătit în dimineața mulțumesc. Asta. Există vreo oră ideală de cafea? În principiu, da, dimineața, însă, de ce nu, dacă dorim să experimentăm și pe parcursul zilei, cum am adus și eu acum o metodă mai inedită de ia prepararea cafelei. Ia să vedem ce metodă inedită. Eu sunt foarte curioasă de ce se întâmplă avem aici. Avem două metode diferite aici, cu toate că ele seamănă un pic. Se numește metoda V60, este denumirea acestui recipient. Văd că are niște spirale. Exact, pentru flow-ul lichidului, care ajută la extracția cafelei. Dacă, mă rog, aici se vede un pic diferență, nu sunt spirale, sunt alte... E un fel de piramidă mai degrabă. Exact, da. Deci filtre nu par clasice. Niște filtre speciale? Un filtre speciale, da, pentru V60. V60 însemnând, de fapt, unghiul acesta de 60 de grade, care ne ajută foarte mult pentru o extracție. Care este bună pentru băut la o oră ceva mai târzie? E vreo diferență? E vreuna mai tare decât cealaltă? La o oră mai târzie, toate că există concepția că espresso are cea mai multă cantitate de cafeină, este greșită. Okay. Pentru că, de exemplu, acesta la filtru, cu toate că este foarte aromată și are o altă intensitate decât espresso, este mai mult textura unui ceai decât ce știm noi din ibric sau espresso, dar are în același timp și o cantitate un pic mai mare de cafeină decât espresso, însă dacă deci bem 3-4 pe zi ne obișnuim. Fix putem... cafele de dimineață. Să intrăm în priză. Exact. Cum procedezi? Așa. Deci prima oară râșnim cafeaua. Cafeaua a fost râșnit acum 2 proaspăt, minute. Proaspăt, a fost martor. Exact. Ideal este să o râșnim pe loc, cum am făcut și noi acum. Un minut nu are o semnătate prea mare, însă nu prea mult. Este deja cântărită, undeva la 20 de grame de cafea. Avem pe 300 de mililitri de apă. Este cafea proaspăt prăjită acum câteva zile, de asta miroase atât de bine. Da, este prăjită de mine. Este un procedeu prin care torni acolo? Sigur că da, se toarnă în sensul acelor de ceasornic. În primă fază avem blumul, se numește acest primă turnare, ca să spun așa, să pun undeva la 60 de mililitri. Se așteaptă undeva la 20 de secunde, dar în funcție de rețetă și de cafea putem schimba. Acestea sunt niște variabile. Doamne, cum miroase și cum arată! Da. Cum e cu caimacul? Se mai întrepătrunde în ce iese la final sau pe acesta nu-l folosim? Prin această metodă nu. Aici avem filtru și tot caimacul va rămâne deasupra. Caimacul... Deci ne bucurăm de cum arată la început exact, și ne luăm gândul după. O să vă bucurați și când o să gustați, nu e nicio problemă. Eu abia aștept. Chiar arată ca un ceai de fructe de pădure. Exact. E diferit. Vreau să spun de caimac pe care îl găsim la ibric mai mult. Și cu ocazia asta vreau să dau și un sfat băutorilor de cafea la ibric să nu fiarbă cafeaua niciodată, să nu o dea în clocot. Pur și simplu să o aducă la... Normal ar trebui undeva la 90 ceva de grade, 95 maxim. Deci eu aveam dreptate și mama tot timpul îmi spunea după ce dăm foc, o mai iei odată și mai pui odată. Atunci deja o supra-extragi și nu o să mai fie... Și o să dispară aromele. O să rămână doar gustul amar. Bitter, cum se spune în domeniu acum. Apropo de bitter, prin aceste metode pe care le fac eu acum, nu o să avem gustul acela amărui de cafea, o să avem mai multe arome, dulceață și o textură fină pe care o vom simți când gustăm băutura. O să fim tentați cu ocazia asta să consumăm și mai multă cafea? Bineînțeles, da, pentru că sunt diferite. De exemplu, aceasta este o Etiopia, prăjită de mine, dar cafeaua vine din
foarte multe țări, în zona subtropicală și tropicală, și acolo avem de unde alege. Columbia, vedem o problemă la raft. Când suntem la raft, nu știm, vedem ba din Etiopia, ba nu știu, exact. 100% arabică sau tot felul de formulări din astea pe care producătorii le pun în față, dar nu știm care este cea mai bună cafea, care este cel mai bun sortiment. Sau depinde de gusturi? Depinde de gusturi, bineînțeles. După care depinde ce tip de cafea a fost, arabica fiind cea mai căutată și cea mai bună. Robusta de asemenea este și ea, nu putem spune că nu este o cafea bună, însă este mai puțin aromată. Robusta vine cu acel gust amărui de cafea. În ultima vreme este foarte mediatizată cafea 100% arabica, care vine din Etiopia, de exemplu, cum ai spus și tu. Acolo găsim toate aceste arome în cafea, deci recomand cafea 100% arabica dacă dorim să experimentăm gusturi ale cafelei. Eram curioasă. Este din ce ceramica. Material e? Exact. Am auzit un clanc. Deja s-a schimbat puțin culoarea. Lăsăm să se scurgă puțin din... Aici pur și simplu am dat-o la o parte pentru că extractul gata, este nu? Gata. Și putem să o și gustăm. Eu am adus 4 pahare. Ce este frumos arată. Destul de fierbinte acum, dacă mai așteptăm. Mai stăm și mai povestim până una alta. Ne mai răbdați să vă spunem imediat și ce gustare. Îmi dau seama după aburi că e... Dar și cumva o culoare neobișnuită, exact cum e ceaiul. Exact, da. Se poate compara până la un anumit punct cu ceaiul, această metodă de cafea. Spune mai devreme că tu îți prăjești singur boabele. Da. Unde ai învățat să faci asta? Cum a început pasiunea ta pentru cafea? Pasiunea mea pentru cafea a început undeva prin 2009-2010. Am început să fac latte art, dacă ați văzut în cafenele inimioare și fel și fel de desene. De acolo a început și după care am descoperit toată lumea aceasta a cafelei, barista, cum se numesc cei care prepară cafeaua. O pasiune care a devenit... la un moment dat... mod de viață, exact, cred. Exact, da, da. Și sunt foarte mulți colegi care fac chestia asta, pentru că avem și de ce. Mie îmi spune mama tot timpul, nu spune lapte în cafea, că strici cafeaua. În ce măsură este adevărat acest lucru? Cred că da, cea la ibric, bănuind că acasă de cele mai multe ori avem un ibric, nu prea merge cu lapte, însă un espresso... Da, se poate face un cappuccino cremos, dulce și bun. Iarăși aici, cafele de filtru, în principiu, nu prea putem pune lapte, după, okay. Din punctul meu de vedere și al multora, pentru că nu are rost, pur și simplu. Da. Crezi că s-a răcit suficient? Cred că da, să putem că să da. Gustăm? Vă invit să... Mulțumesc! Acesta este... Trebuie să mirosiți întâi. Ar trebui să avem arome de struguri, stafide... și un gref pe undeva. Hai că tu n-ai bun cafea azi. Dăm că te-am eu două. Ne spune regia în cască să ne lăsăm și lor nicio șansă, îmi pare rău. Nicio șansă. Hai să vedem. Nu mă simt pregătită, dar... Ce aromă intensă. Parcă suntem în reclame la vreun brand de cafea. Dacă îți faci un brand să ne iei, că ne descurcăm bine, l-a făcut reclamă. Jucăm noi reclamă, dacă e nevoie. Nu știu ce să zic. M-a dus în copilărie, miroase a fân, a toamnă, a... Miroase pentru că este foarte proaspăt prăjită, încă mai are un pic de... de aromă, senzația de... senzația de iarbă, cumva. Și fiind prăjită mai light... se poate să ne ducă cumva cu gândul și la aroma și la natură, respectivă. Așa. Însă dacă se mai răcește un pic, o să dispară și o să se simtă cumva altfel. Mai fructat, nu? Cum exact. Se prăjește corect cafeaua? La prăjit este o discuție intensă. Există în principal, pe înțelesul tuturor, cafea prăjită light. Țările nordice, de exemplu, Europa de Nord, folosesc acest tip de prăjire. Prăjite medium, cumva eu le găsesc la noi prăjirea asta medium, și prăjirea French press, care este, sunt acele boabe arse, dacă le vedeți, pur și simplu sunt negre, acolo nu prea agresiv, recomandăm nu? Pentru că da, exact, da.
cel mai bine ar fi o prăjire medium, să nu vedem boabele negre, dar în același timp să nu fie nici prea subdezvoltate. După aia, mireasma aceea de fân o să fie mult prea persistentă și deja o stricăm ce ar trebui să fie în cafeaua respectivă. Îmi place mult. Mă bucur. Foarte, foarte mult. Repete, mi-ai băut cafea. Poate să-ți placă, da. Mai cu frică de Dumnezeu, așa. Eu zic să te liniștești puțin, că dacă mă supăr îți beau paharul tău. Și pe această cale aș vrea să-i mulțumim totuși lui Bogdan că ne-a răsfățat în această dimineață și ne-a și îmbogățit spiritual și cultural când vine vorba de cafea. Ne bucurăm că le-am oferit celor de acasă prin intermediul tău această posibilitate și te mai așteptăm, pentru că sunt convinsă că mai multe secrete de dezvăluit. Sigur că e o discuție prelungă. Mulțumim tare, tare mult. Eu vă mulțumesc și știu că să savurați cu plăcere. Mulțumim asta și intenționăm. Știu că nu se dă noroc cu nimic altceva în afară de alcool. Ne prefacem că este și Irish puțin. Poate fi Irish, da. Da? Și ne bucurăm de un calendar interesant dedicat doamnelor. Iată, o cafea, două cafele, tot de gen feminin, așa cum este și intenția acestui calendar pe care vă invit să-l descoperim chiar acum. În fiecare an din 1964 încoace, celebrul calendar Pirelli a lansat pe piață ediția din 2023, ediție de a cărei realizare s-a ocupat Emma Summerton. Tema calendarului Pirelli 2023, intitulată Scrisori de dragoste către muză, reprezintă un tribut adus tuturor femeilor care au inspirat-o pe artistă. Artistul fotograf a ales pentru această ediție 14 modele pentru a întruchipa talentele și totodată recunoașterea femeilor puternice. Am fost inspirată de atâtea femei, a spus ea. M-am inspirat din pictură, sculptură, poezie, scris, cu siguranță film, cu siguranță muzică. Summerton a organizat sesiunile foto la New York și la Londra, iar cele care au inspirat-o au fost muzele întâlnite de-a lungul vieții, de la mama sa la actrițe, scriitoare sau activiste. De la începutul aventurii mele cu fotografia, am fost mereu motivată de identitatea femeii din munca mea. De unde vine ea? Unde o să meargă? Ce o motivează? Cum se proiectează ea în lume? Cum devine ea imaginația despre sine? Îmi pun aceste întrebări mai întâi, apoi le proiectez în povestea pe care încerc să o spun sau în emoția pe care sper să o transmit. Intenția de a inspira privitorul să-și deschidă mintea și să viseze cu mine, a declarat Emma Summerton. Calendarul Pirelli, cunoscut și sub numele de The Cal, este un calendar publicat din 1964 de filiala din Marea Britanie a companiei italiene de anvelope Pirelli. Calendarul are o reputație mondială datorită temelor, fiecare ediție având o temă distinctă, precum și a calității de înaltă clasă a fotografiilor. Calendarul este produs în ediție limitată, 20.000 de exemplare, care nu sunt puse în vânzare, ci sunt oferite celebrităților și clienților Pirelli. Costul anual de producție se ridică la aproximativ 2 milioane de dolari. Bună dimineața! Bine ați venit la noi! Bine v-am găsit! Ne bucurăm tare mult să vă avem alături de noi. Mulțumesc și noi pentru invitație. Mai ales pentru finalul ăsta, pentru că eu încerc să-l învăț pe Vali să danseze voră și sârp. Hai că nu-i greu, nu? Bine, de fapt eu știu, dar e nevoie de niște pahare de șpriț. Să mergem pe aia dreaptă, dar... La noi avem și fără acum, la ora asta, dar... E dimineață... Artiștii știu să se conformeze oricărei situații și cumva intri și tu în lumea asta, vrând nevrând... Trebuie să încep să poți să dansezi fără șpriț. Putem să chemăm la noi la școală unde avem și cursuri de dans și se rezolvă. Se rezolvă și fără șpriț? Sigur. Și fără șpriț, exact. Chiar e ideal. Intri direct în stare, scoatem instrumentele, deja începem acțiunea. Cum v-a venit ideea acestui cover? Sună genial. Da, mulțumim chiar. Frumos. Păi dar noi deja cochetăm cu genul ăsta de muzică și de mici am cântat și muzică populară, atât eu cât și Andreea. Am Adeea. Da. Și am zis de ce să nu combinăm, pentru că este spiritul nostru românesc și de ce să nu profităm de ocazia asta, pentru că oriunde mergem, la orice ocazie, când vine un moment din ăsta de populară, oamenii se regăsesc și
atunci e momentul de explozie. Da, chiar mi-a citit gândurile, chiar asta vreau să zic, că sunt evenimente pe unde mergem, unde sunt puțin reticenți oamenii când ne întreabă ce vom cânta. Și noi le spunem, noi putem să cântăm și folclor, bineînțeles, adaptat în stilul nostru. Unii din ei sunt, păi știți că nu știm dacă vrem și când băgăm acel folclor, deci nu există, nu există persoană care să stea nu jos. Nu există, dată. Da, ai... Când oamenii să nu reacționeze. În sângele românului, exact. Ei nu știau ce vor. Da, dar, probabil. Da, asociază după cumva, dar... După aceea își doreau, da. De fapt. Exact, exact. Și mai ales că ritmurile astea sunt moderne cumva și temele de populare care există în fiecare dintre noi, cumva, în ADN-ul nostru, și se pupă perfect, adică e un moment... Dar știi momentul ăla când mai ceva, stai că știu asta de undeva. Da, da, da. Exact, da, da, exact. Păi da, e în genetic. Și este destul de familiar și atunci oamenii reacționează... Wow! Cred că e și o surprindere pentru în momentul în care au auzit. Exact, exact, exact. Noi ne-ați luat prin surprindere acum. De multe ori piesele cam așa le-am făcut structura. Începem pe clubbing și la un moment dat vine partea asta care tranziția. Te surprinde și... Exact, da, exact. E surpriza, de fapt. Este cireașa de pe muzică, ca să nu zic de pe tort. Da. Cum reușiți să vă coordonați când repetați pentru o melodie? Vă iese din prima? Din punct de vedere armonic știți exact ce aveți de făcut sau păi, vă mai călcați există așa și, puțin? Nu, nu există pă, cumva le gândim cumva, nu sunt așa s-ar potrivi mai bine, adică nu ne certăm, hai că vreau eu aici, hai că vreau exact. Acolo. Adică găsim cea mai bună soluție. Formula ideală și în evenimente când cântăm live, de multe ori dacă facem vreo parte de improvizație, din privire ne înțelegem, exact. Adică deja ne știm atât de bine încât... E momentul tău. Hai că acum tu sau... Împreună? Păi, de cât numărat? Timp suntem și împreună. Da. Facem acum în noiembrie 6 ani de când suntem împreună. Ce frumos, și, felicitări. Da, noi ne cunoaștem de când eram mici copii, mulțumim. Eram cumva rivale, adică mergeam la aceleași concursuri, dar concuram unul împotriva celuilalt. Ba luam eu locul întâi și el locul doi, ba invers. Și acum vreo 6 ani... S-a întâmplat să, am zis să, să fim se pe schimbe planetele, exact. Să nu mai concurăm. Și, da, avem și proiecte separate, dar acum din 2023, cât urmează, da. O să punem pe prim plan proiectul în duet, pentru că e foarte, foarte solicitat la tot felul de evenimente exact. Și zic, băi, hai să rămânem așa, că asta e formula cea mai bună. Amadea și Veran. Deci, asta este vedere și... că voi și când erați mici pe aceeași scenă, sunteți împreună pe scenă de viață, se cam poate așa, spune. Cam așa, și acasă, da. Da. Mi se pare impresionant ce faceți voi doi și că reușiți să vă înțelegeți atât de bine. Dincolo de asta, sunt curioasă totuși, reușiți să compartimentați viața profesională de cea personală? Există granița asta la voi? Vă văd așa foarte, foarte bine închegați. Uite, acum mi-a venit imaginea asta de eu iubesc roșiile. Și la mine nu există. La mine nu există masă fără roșii. Susțin. Amin. Bine că n-ai fără țuică sau ceva, atunci, că mai devreme. Și atunci e fix dacă vrei o imagine de salată de roșii. Adică... Ca să nu zice eu... șaorma, că nu sunt așa bine. Deci, adică cumva cu de toate, nu? Exact. Adică da. E cea mai și bună și piper, da. Are de toate, nu? E o combinație... Da. Ideală. Noi avem și un business deschis în primăvară, prima noastră școală de arte, muzică, dans și teatru. Și cumva de când am deschis și școala, suntem mai tot timpul acolo. Înainte de asta, el avea un studio unde repeta, unde era închiriat, eu pe aici pe acolo cu ale mele și na, cumva stăteam mai mult separați. Acum suntem și la școală, dar școala fiind pe două etaje, eu sunt la parteri, la etaj, ne mai vedem așa, odată la două ore. A, ce mi-ai făcut, ce mi-ai lucrat? Deci, pare cumva... normal ca femeia să fie la etaj. Da, mersi! Pentru că era vorba de mine! El am înțeles eu că ești pentru că am vrut să fie cum trebuie, am înțeles. După eu fiind pe tocuri, e greu să urc tot timpul. Trebuie să remediați această situație. Da, bine. Vrei duminică, după o săptămână întreagă de muncă, e de înțeles. Nu, i-am spus că ea este la etaj. Și mi se părea normal, perfect. Bine, normal. Bine, ținând, hai ca să o drag eu cumva, ținând așa, cont că ea se ocupă, da, ea se ocupă de manageriat, tot ce reprezintă școala, este fondatoare și atunci baza este la... Ce frumos! La parter! M-a scos! Voi vă certați vreodată pe teme muzicale? Nu, asta mă interesează, nu personal. Nu. Dar nici personal nu prea, nu știu. La început, sincer, nu ne cunoșteam atât. Deși ne cunoșteam de mici, na, nu eram atât de... dar cu... Eu cred că cam un an de zile ne-a luat așa să ne vedem fiecare ce... Să vă păsărelele, rog, da. Avem? Și acum, efectiv, comunicăm. Adică simțim când ceva nu-i convine celuilalt și cumva
le spunem și nu există certuri. Am mai văzut prin relații, știu. Probabil și noi am avut în alte relații certuri din alea pe bune, dar nu, chiar nu e cazul. Cred că suntem foarte buni prieteni și asta e un secret, cred, într-o relație. Da, asta cred că faptul că sunteți împreună vă dădea și de gol felul în care erați conectați prin muzică. Se vedea că sunteți acolo, da, implicat suflet amândoi. Da, dar s-a mai zis, da, avem un clip pe TikTok care a devenit și viral de la un eveniment și cred că, nu știu, foarte multe comentarii de la oameni care nu știu că suntem de fapt împreună. Ar fi frumos să vă combinați. Și eu am răspuns și zic, la asta ne-am gândit și noi acum vreo 5 ani. Da, și vreo 1500 de like-uri la chestia asta. Ne-am gândit și noi la asta, da, foarte tare. Deci se simte cumva și dincolo de ecran sau de instrumente. De obicei când primim, scuze, când primim cereri de să mergem la oameni să cântăm, îi scrie ei și îi spune, zice, cu colegul de la sax. Mulți dintre oameni nu știu despre relația noastră, așa că să mai afle. Am mai dezvăluit și noi puțin în dimineața asta și mă bucur tare mult că v-am cunoscut. Vă invităm să reveniți. Noi în weekend ne mai distrăm și ne bucurăm că am făcut asta și alături de voi azi. Așa că vă doresc să aveți în continuare o după-amiază frumoasă. Să ne mai treceți pragul și ne dorim dacă cu roșii, cu cafea și cu nu le combinăm. Nu, asta nu, doar salata. Și cu țuică ai văzut ce reputație mi-am făcut în platou ăsta. Treaba ta, aici nu mă mai bag, fiecare cu reputația lui, dar vrem să și dansăm alături de voi pe final, să inspirăm și pe cei de acasă, de la care ne luăm rar în vedere. Exact, aveți o dimineață minunată și ne vedem mâine, luni, tot alături de noi, doar că de la ora 10, să aveți o duminică plăcută. Într-adevăr, minunată și pe această cale, bebelușelor, dans!